Cinci sportivi de la liceul cu program sportiv roman s-au calificat la turneul final al campionatului național de judo la grupa sub 20 de ani în urma rezultatelor înregistrate la faza zonală ce a avut loc la Focșani. Săptămâna trecută a fost etapa de zonă la campionatul național sub 20 de ani de juniori și săptămâna asta o să fie finala la Deva. Sunt 5 copii calificați. De fapt, erau 6, dar unul, din păcate, s-a îmbolnăvit de rubeola și nu mai poate să participe. Și sperăm cel puțin o medalie. În luna aprilie, liceul cu program sportiv roman va fi gazda campionatului național școlar de judo. Pe 18-20 aprilie o să fie etapa finală a campionatului național școlar la noi, la Român. Și o să fie ceva agitați, vin peste 250 de copii. Tot la U20. Obiectivul de anul acesta? A început anul. Încă prima competiție a fost asta la U20 la juniori. Am mai avut niște concursuri de verificare pe la Bacău, pe la Onești, au fost și ei la noi, la niște stagii de pregătire, la Iași. Și până acum se comportă destul de bine copiii, dar să vedem la finală, că acolo e bătălia mare, da? Sunt obiective multe, vin cei de la loturile naționale.